Străinii vor afla abia în noiembrie care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a putea achiziționa terenuri agricole în România. În momentul de față există deja două acte normative care vor fi puse în discuția Parlamentului. Un act normativ se referă la liberalizarea pieței funciare și altul la transformarea Agenției Domeniilor Statului într-o agenție de administrare, dar și de reglementarea pieței funciare după modelul francez. În Franța, orice tranzacție pe piața imobiliară, funciară în special, indiferent că este între persoane fizice sau persoane juridice, este avizată de această agenție care va exista și în România. Citez. Va putea fi exercitat un drept de preemțiune care cred că va exista din partea statului, a vecinului, a celui care a arendat terenul, vom stabili ordinea priorităților. Totodată, legea va stabili dacă vom pune o anumită limită, 25, 50, 500 de hectare, vom stabili după dezbatere dacă vor exista astfel de condiționări vis-a-vis de vânzarea de terenuri spre persoane fizice străine. Cred că în octombrie-noiembrie vom avea ambele legi aprobate, a susținut la Digi24 Daniel Constantin. Dacian Cioloș, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat de la același post de televiziune că nu consideră că va exista un val de achiziții de terenuri din partea străinilor. El a afirmat că cei care au vrut să investească în România au făcut-o deja. Citez. În momentul în care în România a acceptat acum câțiva ani de zile fără să fie forțată de Uniunea Europeană ca o societate de drept din România, să poată să achiziționeze terenuri, indiferent de originea capitalului societății respective, poarta a fost deschisă. Această problemă nu este 100% legată de faptul că de anul viitor străinii, ca persoane fizice, vor putea să cumpere terenuri. Străinii puteau cumpăra terenuri și până acum, nu ca persoane fizice, ci ca persoane de drept juridic. Nu cred că va exista un val de achiziții de terenuri ale persoanelor fizice străine, pentru că cei care vreau să investească în România în agricultură au făcut-o deja, prin intermediul acestor facilități de investiții, printr-o societate de drept juridic din România, a afirmat comisarul european Dacian Cioloș.